pasarela de promenadă de la Mamaia va costa peste 1 milion de euro. Amplasamentul va avea și un debarcader. Este începutul unui nou port turistic și al unei schimbări la fața litoralului românesc, speră primarul din Constanța. Cel mai probabil, la începutul lunii mai, turiștii se vor putea plimba pe această pasarelă. Pe o schelă se vor așeza plăci din lemn de stejar, groase de 60 de centimetri, iar de o parte și de alta vor apărea băncuțe pe care turiștii se vor putea odihni. Pasarela, care are forma literei T și o lungime de 420 de metri, este amplasată la nici 200 de metri de cazinoul din Mamaia. La capătul pasarelei va fi construit un debarcader, care va avea 32 de metri lungime și două punți. Aici vor putea acosta nenumărate vase de croazieră, mai ales că dincolo de el este un dig de stabilopozi, care ține valurile departe. Construcția a început la 1 noiembrie. Pe 21 decembrie lucrările vor fi sistate și vor fi reluate abia la începutul lunii aprilie, când vremea se va îmblânzi la malul mării. Pasarela din Mamaia va fi singurul amplasament de acest gen de pe litoralul românesc.